Sunteți nerăbdători să vă vedeți la volan? Atunci cu siguranță vă bucură următoarea veste. Școala pentru șoferii amatori ar putea fi începută de candidați cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Conform proiectului pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului privind circulația pe drumurile publice, persoanele care doresc să obțină permisul de conducere se vor putea înscrie la școlile de șoferi cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Elevii acestor școli care urmăresc să obțină permise de conducere din categoriile C și CE, care până acum puteau fi obținute numai începând cu vârsta de 21 de ani, pot începe școala de șofer la vârsta de 17 ani, iar de la vârsta de 18 ani se pot prezenta la examen. După ce promovează examenul, dacă prezintă un certificat de calificare profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română, ei primesc permisele din categoriile C și CE, însă până la vârsta de 21 de ani nu pot conduce vehiculele care aparțin acestor categorii decât pe teritoriul României.